O misiune dramatică de salvare a avut loc. 7 turiști sunt blocați în acest moment în masivul Bucegi. Intervenția salvamontiștilor este una dificilă din cauza riscului iminent de avalanșă. Andrei Grigore ne spune mai multe. Andrei, ce știi despre acest caz? Bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că pe cât de distractiv este la munte și să avem zăpadă în luna mai, pe atât de periculos este. La acest moment o echipă multiplă a Salvamont Prahova intervine, cum ai spus și tu, în masivul Bucegi, unde ne aflăm și noi, mai exact pe traseul Jepi Mici, unde 7 turiști sunt blocați la acest moment. Nu se știe încă dacă se află și copii printre ei. Cert este că momentan nu ar fi suferit vreo leziune, însă sunt blocați, nu pot înainta, iar intervenția este extrem de dificilă, extrem de delicată, pentru că spun Salvamont acolo unde se află ei, mai exact în dreptul cascadei Caraiman, este o zonă cu risc maxim de avalanșă la acest moment. Apropo de riscul de avalanșă, spun toți salvamontiștii, la peste 1800 de metri altitudine se pot întâmpla în orice moment astfel de fenomene, pentru că zăpada este practic înmuiată de la zi la zi din cauza bătăilor soarelui și automat se topește, iar stratul destul de gros acumulat peste iarnă poate oricând să o ia la vale, astfel producându-se o tragedie.